Bună, dragii mei! În clipul de astăzi vă invit să vedeți ce articole mi-am mai cumpărat eu în ultima perioadă, însă acestea sunt cumpărături efectuate exclusiv online, deci nu din magazinele fizice. Totuși, până să încep cu cumpărăturile, o să vă arăt câteva articole pe care le-am primit. Pentru început o să vă spun că am continuat colaborarea cu Sofil, îi știți, v-am mai prezentat bijuterii de pe site-urile lor, știți că îmi plac foarte mult aceste bijuterii. Iar de această dată eu mi-am ales un colier și o brățară. Colierul eu cred că este un model nou pentru că nu l-am văzut până acum și când l-am văzut, cred că vă dați seama că l-am îndrăgit din prima clipă pentru că arată astfel. De fapt, este un set. Este un set lănțișor care e personalizabil și acest e un fel de choker pentru că vine la baza gâtului cu un șirag de steluțe. Știți cât îmi sunt de dragi steluțele. Lănțișorul, cum vă spuneam, este personalizabil. Pentru că e la set cu steluțele, m-am gândit să-l personalizez cu cuvântul believe, crede în limba engleză, pentru că cu siguranță fiecare dintre noi crede în ceva de acolo, de sus. Și acesta e motivul pentru care am ales acest cuvânt. Mi se pare că se potrivește foarte bine. Nu vreau să credeți că sunt așa o fan a americanismelor. Am pus în primă fază cuvântul crede, pentru că poți efectua niște simulări acolo pe site, dar nu știu din ce motiv, nu mi se părea că nu prea se înțelege din cauza acestor fonturi. Nu ai foarte multe opțiuni în ceea ce privește fonturile, adică acesta e scrisul, acestea sunt literele cu care este personalizat lanțul și cuvântul acela crede, mie mi s-a părut că nu prea se identifica, nu prea îți dai seama ce scrie. Și apoi când am scris believe, am observat că se potrivește foarte bine. Și lănțișorul, bineînțeles, vine un pic mai lung așa, iar chokerul, cum spuneam, vine mai la baza gâtului. Totuși, ambele sunt reglabile, deci aceasta la choker e mărimea cea mai mare, e maximul, și aici zala aceasta prima ar reprezenta practic cea mai îngustă, cea mai scurtă mărime, dacă vreți, cea mai la baza gâtului. Și la fel și la lanț, practic sunt trei mărimi. Aceasta care e maximul, mai e o zală așa, mai e o zală așa și mai e aceasta și vine un pic mai aproape, dar nu chiar la gât, un pic mai jos decât steluțele vine lănțucul. Iar cel de-al doilea articol este o brățară. O brățară pe care, de asemenea, eu n-am mai văzut-o la ei pe site, pentru că în momentul în care am văzut-o am zis, wow, știți de când urmăream modelul ăsta de brățări cu... Vedeți cum vine aici, parcă ar fi un nod așa, practic lănțișorul ăsta și cu sfera aceasta, parcă ar fi un nod, așa mi se pare mie că imită nodul. Și brățărica, deci, constă în această plăcuță de aici din față și acest lănțuc așa în jos. În partea din față veți avea niște prim planuri pentru că așa sigur nu observați. Are aici în dreapta o pietricică finuță, un pic rozalie, așa un roz pal. Pe verso are o săgeată, nu știu care este motivul, dar așa vin toate cu această săgeată. Însă partea din față este personalizabilă. Deci poți imprima orice text vrei tu sau poți să nu imprimi cu niciun text. Mi-a plăcut extraordinar de mult, cum vă spuneam, acest model, dar mă întrebam, măi, cum îți stă la mână? Care e mecanismul? Ei, mecanismul este tare haios așa. Această sferă în interior conține un silicon, deci se vede că e ceva așa, un cauciuc transparent, un silicon practic, și acest silicon ajută la... mutarea lanțului așa finuț, cum ai tu nevoie. Practic, îl dai așa în jos, îți pui brățara la mână și apoi singură, fără să necesite ajutorul altcuiva, uitați așa, apeși și urcă și se prinde foarte, foarte bine de mână și vedeți cât de frumos e modelul. Adică mie foarte, foarte drag acest model, iar sfera e personalizată cu logo-ul Sofil. Și în legătură cu textul cu care am ales să personalizez această brățară, el este primăvară în suflet. Și asta pentru că
Eu, pentru mine, primăvara are însemnătatea renașterii, în primul rând. Tot timpul am văzut primăvara așa, pentru că știți foarte bine că presupun că toți avem așa în suflet sentimentul acela de renaștere după frigul acela cumplit, care, apropo, la noi încă e. Încet, încet vine căldura, începe să apară soarele, mai cu dinți, dar măcar e soare. Și un alt motiv e acela că în luna martie este ziua mea, eu sunt născută în luna martie și pentru mine vă dați seama că, într-adevăr, luna martie și primăvara au însemnătatea nașterii, renașterii, cum vreți să priviți lucrurile. O să vă spun din nou că toate bijuteriile Soulfill sunt confecționate din argint de 925, am și certificatul aici. Și o să vă spun că și de această dată, dacă vă interesează vreunul din articolele prezentate în clip, am un cod de reducere Soulfill în valoare de 15%. Acesta este Alina A415, deci Alina cu 2 de A la sfârșit, 415. Am plasat o comandă pe site-ul sephora.ro. Aceasta e punguța, mă rog, a venit și într-o cutie și apoi în această punguță, pentru că aveau niște reduceri și cred că ați constatat, dacă mă urmăriți, eu știu, ați urmărit și clipurile mele anterioare sau clipurile din ultima perioadă, ați văzut că eu m-am tot văitat de pielea uscată. Ca o paranteză, vă voi spune că acum e ceva mai bine. Cred că acea uscăciune a pielii devenise aproape insuportabilă în acea perioadă în care era foarte, foarte frig afară, prin lunile decembrie-ianuarie. Acum pot să spun că e un pic mai bine. Însă, trebuie totuși să am grijă și îmi caut niște produse cumva adaptate pielii uscate și ați constatat că, mă rog, la capitolul creme, loțiuni, dehidratare, se găsesc pe piață destul de multe produse. Problema mea era că, și este în continuare, că nu găsesc un produs de curățare a feței care să fie hidratant sau măcar să nu mi-agreseze, să nu mi-usuce pielea. Și am găsit câteva pe site-ul Sephora și am zis să le încerc, pentru că, așa cum v-am spus, avea loc și o promoție. Și avem așa, această spumă de curățare de la Rexaline. E ceva hidratant, spun ei, o hidratare de 20%. Prea multe detalii nu vă pot da deocamdată pentru că nu am folosit-o. Acest produs mi se pare tare interesant. Este tot o spumă de curățare a feței pe bază de argilă. E de la Glam Glow. Arată așa tubul. Să văd. Revin cu feedback-ul după ce le folosesc, pentru că acum vă dați seama că n-am ce să spun. Și tot pentru curățat fața, câteva abonate mi-au recomandat și eram și o setată că vreau să încerc un balsam pentru curățarea feței. Ele mi-au spus de cel de la Clinique și, într-adevăr, am auzit și eu lucruri bune despre el. Intenționam să-l încerc pe acela, dar am găsit acest Black Sugar, deci tot un balsam de curățare. Acesta conține ingrediente naturale. De asemenea, un produs corean și ultimul pe care l-am comandat de la Sephora e această cremă gel Panda's Dream. Știu că e o gamă acum recent apărută la ei. Nu e de curățare, deci e o cremă practic hidratantă, o cremă gel pentru hidratarea feței. Le folosesc și vă spun. Și vă avertizez că de aici încep lucrurile totally random, așa, în funcție de ce am avut nevoie și când. Și am plasat o comandă pe site-ul Cadouri Diversity, pentru că aveam nevoie de un suport din acela de linguri, din acela din ceramică. Și nu am mai reușit să găsesc în magazine. N-am găsit în Kaufland, parcă nu, doar în Carrefour sau ceva de genul ăsta, deci nu mai știu, Kaufland sau Carrefour, dar ceva, un model simplu, urât din silicon și nu mi-a plăcut de mult, deloc. Mie îmi plac acestea ceramice, așa. Și le-am găsit pe acest site, cum vă spuneam. Am mers pe două variante, aceasta, sau acesta, că-i suport, dar îmi vine să-i spun lingură, care formă lingură, și acesta, tare drăguțe, cu mov, așa.
Și dacă tot am fost pe acolo, ei aveau livrare gratuită la suma de 80 de lei, dacă rețin-o bine. Și știți cum sunt eu. Când pot să nu plătesc livrare, încerc să evit această taxă. Așa că am mai adăugat câteva lucruri ca să acopăr suma de 80 de lei. Bineînțeles, ulterior am și depășit-o puțin, dar sunt niște lucruri foarte drăguțe și nu regret că le-am cumpărat. Un portofel care mi-a plăcut tare mult, e simplu, în sensul că nu e încărcat, dar nu e prea simplu. E, după cum vedeți, împărțit așa în două, cu două nuanțe de culoare, un bej, iar acesta e un bronz, așa. Destul de încăpător, asta am și urmărit. Uitați așa, cu mai multe compartimente, inclusiv aici pe mijloc pentru monede. Și mi-am mai ales două portfarduri. Acesta, ele au fost în punguțe, dar le-am scos ca să nu fac zgomot acum. Nu știu cât de clar vedeți voi. Și acesta mai mare, așa. Mi s-au părut deosebite, chiar deosebite, așa. N-am văzut prin magazine și le-am cumpărat. Am plasat încă o comandă pe site-ul promomix.ro. V-am vorbit într-un clip despre acest magazin online care are prețuri fantastice și cred că voi face frecvent cumpărături de la ei. De această dată am cumpărat așa. Pentru mine, o vopsea de păr Saios. Am ales nuanța... Ce nuanță e... 2-1, cred că, sau ceva de genul ăsta, oricum, dark chocolate. Și nu vă voi spune prețul fiecărui produs, veți avea prețurile pe ecran, dar nu pot să nu vă spun cât m-a costat această vopsea. 6,99 lei. În condițiile în care în magazine, din câte știu, la promoție este în jur de 20 de lei. Am mai luat această pastă de dinți Oral-B. Câteva articole pentru Florin. Și anume, un set de aparate de ras Gillette Blue 3, acesta Sense Care, cu o bandă hidratantă. Un gel pentru ras, e pentru piele sensibilă, conține aloe vera. Un aftershave Old Spice. Un deodorant cu bilă Rexona, Sport Defense. Și atât pentru Florin. Încă două lucruri extra, așa pentru casă. Am cumpărat acest adeziv universal pentru că aveam nevoie și am mai luat acest gel pentru curățarea toaletei. E de la AS și n-am mai folosit până acum gelurile acestea de curățare de la AS. Am înțeles că sunt destul de bune și găsindu-l pe acesta la un preț bun pe Promomix, am zis să-l încerc. Și tot la capitolul random, dar totally random. Am câteva articole pe care le-am comandat de pe eMAG, articole pe care în mod normal nu le cumperi sau eu nu le-aș fi cumpărat de pe un site, aș fi luat fizic din magazine, dar am primit la un moment dat pe e-mail un voucher de reducere și aveam lista de cumpărături, practic de la asta a pornit. Am primit acea reducere, acel voucher de reducere, aveam lista de cumpărături, zic, măi, hai să iau... Așa, am și transport gratuit, mi le aduce la ușă și totul e bine. Și am comandat așa. Încă un produs pentru curățarea feței, că eram în pasa aceea de... Tot căutam, sper că din astea găsesc ceva potrivit tenului meu. E această cremă de curățare hidratantă pentru piele și corp. Roche, Cavalier sau ceva de genul ăsta, mă feresc să vorbesc, să pronunț în franceză pentru că nu stăpânesc bine pronunția acestei cuvintelor în această limbă, dar arată așa, dacă vă interesează. E o sticluță destul de măricică, 300 de mililitri are, aștept să văd cât e de eficientă.
Am mai cumpărat două seturi de rezerve pentru periuțele de dinți electrice. Acestea sunt rotunde, cum avem și acum, însă am zis să le acord o șansă și acestora care imită periuța de dinți clasică, deci au aceste capete lunguiețe așa și nu rotunde, deși am înțeles că te cam ia amețeala că au niște mișcări așa. Vedem cum vor fi. Și de aici chiar încep lucrurile random pe care nu le cumperi de pe internet de obicei, dar v-am explicat. O formulă pentru Amelia, aceasta de la Nestle. Un set de baterii, pentru că mai era un lucru pentru a beneficia de acel voucher și de transport gratuit, trebuia să am o sumă minimă de, nu mai rețin cât. Ei, și acum vin lucrurile drăguțe. Am luat un set de role de bucătărie de la Emeca. Dar am avut o surpriză tare plăcută cu acestea, după cum vedeți încă nu sunt folosite, dar am un sentiment că vor fi tare bune, se simt așa grosuțe la mână și cea mai tare chestie mi se pare faptul că sunt parfumate, au miros de fructe de pădure, dar știți cum? De se simte în încăpere și chiar eu nu am mai văzut vreo variantă de prosoape de hârtie parfumate, indiferent de natura lor. Și tot de la Emeca și tot ca să ating acea sumă, un set de 4 role de hârtie igienică și de asemenea miros extraordinar de plăcut. Acestea au o aromă paradis. Da, și asta e tot de pe Emag. Și închei clipul cu comanda plasată pe Amazon.com. De aici am cumpărat așa. Pentru telefonul mobil s-a întâmplat că s-au cam uzat și folia de protecție, dar și carcasa și intenționez să le înlocuiesc. Folia de protecție pe care a ales-o Florin, l-am rugat pe el să se ocupe de asta, e aceasta din sticlă. Noi le preferăm pe astea din sticlă pentru că sunt mai rezistente și de asemenea imaginea e foarte bună dacă e o folie de sticlă. Adică imaginea practic nu are de suferit cum se întâmplă de la acelea din plastic. Și am mai luat și această carcasă. Arată așa. Vedeți voi oare? Nu știu cât vedeți. Așa, cred că acum o vedeți mai bine. Pentru tabletă, de asemenea, am cumpărat o folie de protecție tot din aceasta de sticlă, tot Florin a ales-o. Așa. Și o husă. Și mă bucur, eu am o husă acum, dar nu sunt foarte mulțumită de ea, că nu e specială pentru tablete. E de fapt o punguță așa de plastic cu fermoar pe care am găsit-o la un moment dat în Carrefour, dar nu e specială pentru tabletă. Mă bucur că aceasta are și aici un buzunărel în care îți poți pune încărcătorul. Mă interesează să fie ea protejată, nu neapărat că aș pleca pe nu știu unde cu tableta după mine, că nu obișnuiesc, dar să fie ea protejată. Iar pentru laptop am luat acest set pentru a-l personaliza. E vorba practic de o carcasă, tot așa culoarea, vedeți că e ca la husa de la telefon, tot așa. Și la fel, ceva asemănător am și la tabletă. Deci o carcasă, asta e partea de jos, e pentru partea de jos a laptopului, aceasta e pentru capac, pentru cover, așa, și pentru tastatură. Așa. Și de asemenea, pentru că nu aveam o husă. La fel, mai are un fermoar pe aici pentru pus încărcătorul și mă bucur că am găsit ceva de genul acesta pentru a-l proteja. Și m-am mai luat acest hub. Mă, dacă îl pot deschide. Am găsit în nuanța asta drăguță, aceeași culoare, practic. Tema, ați observat, tema e acest roz, bronz, așa. E acesta. Știți că laptopurile acestea de la Apple au majoritatea mufelor sau la unele modele chiar nicio mufă, nu mai este USB, ci e mufa aceea de iPhone, știți? Iar acest hub practic permite introduce așa aici mufa de iPhone, de Apple, cum vreți, și pe aici introduci ce mai e nevoie, niște, astea sunt pentru USB, acesta e pentru card. Bun, și acum să trecem la câteva lucruri, nu, hai să mai trecem la un lucru care nu e
ceva extrem de practic, dar după aceea trecem la cele practice. Ne-am mai luat un set de litere și diverse emoji și cifre. Așa sunt aici. Așa. Pentru această cutie de mesaje. O știți, ați mai văzut-o în clipurile mele și uneori nu mi-ajungeau literele, nu aveam suficiente litere, că practic eu am doar literele cu care a venit ea câteva. Și când am văzut că există seturi și cu emoji și cu fel de fel de fețișoare și imagini și drăguțele așa colorate, ui, vedeți, oare ceva? Am decis să o cumpăr. Bun, și acum câteva lucruri mai practice. Nu vă imaginați, deci nu aveți idee de când căutam așa ceva. De fapt, am găsit la un moment dat, am pierdut acele articole, dar nici nu erau foarte eficiente. Și vorbesc de ce credeți? Niște elemente care să fixeze pilota în cearșaf. Eu nu știu, numai eu am problema asta, deci mă scoate din sărite când alunecă pilota din cearșaf. Este extrem de enervant și nu prea ai ce să-i face, că s-o coși sau s-o prind scoace de siguranță, cum făcea bunica cândva, și am zis, mă, trebuie să existe. Am căutat pe site-urile noastre, v-am spus, la un moment dat eu mi-am cumpărat, era ceva din plastic așa, dar nu funcționa foarte bine, în sensul că dacă pilota era un pic mai groasă, nu puteam să, nu știu cum, să fixez acele, practic erau două părți, firește, și fiind din plastic, dacă pilota era mai groasă, nu reușeam să le fixez. În fine, ele funcționau cât de cât, dar am reușit să le rătăcesc cumva. Și mai există, din câte știu în momentul ăsta, pe piața din România, doar la JISC, niște cleme, dar credeți-mă, sunt foarte mici și foarte slabe, adică nu poți să le folosești. Și în rest, nu am mai văzut niciun fel pe niciun site. Și apoi am zis, mă, pe Amazon trebuie să fie. Și într-adevăr, am găsit două variante de lucruri din acestea, de fixat pilota, plapuma, cum vreți. Setul acesta, așa, cutiuța asta, care conține 4 seturi, aici practic de 4 ai nevoie, pentru că ai nevoie pentru fiecare colț al plapumii și sunt pe bază de magnet și practic fixezi așa. Dar, pentru că cu greu le găsesc și zic eu știu ce se mai întâmplă, le pierdem, le rătăcem, am mai luat și un set din acesta pe care încă nu l-am desfăcut, la care principiul e asemănător, vă dați seama, doar că acestea sunt cu niște ace, așa, pe bază de magnet, care nu se desfac decât dacă pui magnetul pe care îl au aici în pungă. Conceptul e asemănător, dacă știți voi, la magazinele cu haine, știți că iau niște alarme și știți atunci când ajungi la casă că îl pun acolo, pun partea aceea din plastic, plastic și metal are practic, și pun acolo la casă pe un magnet pe care l-au ei pe masă și imediat se desface partea aia, siguranța aia, partea aia de plastic, alarma aceea. Ei, acela e conceptul și la astea. Și mă bucur că am reușit să găsesc așa ceva. Am mai luat trei bucăți, sau o să desfac doar una. Am uitat de astea să le desfac înainte să nu mai pot noi. Deci am cumpărat 3 variante în 3 culori pentru mine, pentru Florin și pentru Sofia, de suporturi pentru periuțele de dinți electrice. Dacă vrem să plecăm, e un pic mai complicat cu periuța de dinți electrică și chiar când am stat la mama de sărbători a fost un pic aiurea că l-am pus într-o pungă, pentru că periuța de dinți trebuie să-i scoți capul după ce o folosești, partea de sus, mai e și partea aceea mai mare și, mă rog, e un pic mai neplăcută partea asta cu transportatul și am zis că e bine să avem ceva special. N-am căutat special acest produs, dar pentru că l-am văzut pe Amazon, am zis că e bine să-l cumpărăm. Cum v-am spus, am luat 3 bucăți pentru că Amelia încă e mică și nu folosește periuță de dinți electrică. Și tot la capitolul periuțe de dinți, periuțe de dinți electrice, dacă vreți, am cumpărat 2 suporturi de acest gen. Practic sunt niște, da, niște suporturi de plastic, nimic grozav, vin și cu niște ventuze pentru a fi prinse de perete. Acestea se scot de aici, îl personalizezi cum vrei tu. Și am gândit așa, una să fie pentru mine și o fată, ori Sofia, ori Amelia, și cealaltă pentru Florin și
cealaltă fetița noastră. De ce? Pentru că noi din start, noi adulți, avem nevoie de pus periuța de dinți electrică, care e destul de măricică, separat capul periuței de dinți electrice, pentru că acela trebuie îndepărtat, pasta de dinți a noastră, și apoi mai e și copilul, care e Sofia, de exemplu, cu periuța ei și pasta ei de dinți. Și am zis că se încadrează bine într-un suport de genul acesta. Iar ultimele articole cumpărate sunt câteva de natură tehnică, dacă vreți, care să ne facă activitatea pe YouTube mai atractivă și mai profi, dacă doriți. Și am luat așa, am cumpărat un ring light pe care nu vi-l pot arăta pentru că acum filmez la el, dar cred că îl vedeți în ochii mei. Am mai cumpărat două lămpi din acestea, așa, modelul acesta. Lămpile astea au avantajul că funcționează pe bază de acumulator, deci nu te mai complici cu cabluri prin casă, și funcționează și wireless, adică le poți comanda din alte zone ale locuinței, practic, dacă filmezi, nu e necesar să te ridici de fiecare dată. Am mai luat acest... îi spune Gorilla Pod. E de fapt un mini trepied care se așează în fel și chip așa. De obicei când ai nevoie să filmezi, în special la vloguri mi-e necesar acesta, când filmez o rețetă, vreau să mă filmez cum pregătesc ceva de mâncare. E foarte practic și de asemenea de mult discutasem cu Florin să-l cumpărăm. Ne-am mai luat câteva carduri care erau necesare de asemenea în activitatea noastră pe YouTube. Și cea mai importantă achiziție este camera la care filmez și acum. Aceasta este un Fujifilm X-T2 și sperăm să crească măcar un pic calitatea imaginii clipurilor noastre. Dragilor, cu asta am încheiat. Sper că n-am uitat nimic. Tot am impresia că am uitat ceva, că au fost așa multe, multe și mărunte. Vă mulțumesc din suflet că m-ați urmărit. Vă aștept cu drag la următorul clip și vă pup pe toți. Pa!